Când am început această activitate, am văzut că în zonă este nevoie de o implicare mult mai mare decât cea a unui preot de a acorda doar îngrijire spirituală. Și atunci am considerat că ar trebui să ne implicăm mult mai mult atât în educația lor, cât și în grija lor de zi cu zi. Crescuți în condiții grele și obișnuiți cu lipsurile de acasă, copiii erau timorați chiar și când erau așezați la masă. Ei la început nici carne nu erau învățați să mănânce. Acasă părinții poate le asigurau doar pâine și cartofi. Și când veneau la masă, primul lucru pe care îl mâncau era pâine. Chiar un copil îmi spunea acum 2 ani de zile că el se consideră că a venit la restaurant și că nu văzuse în viața lui un restaurant. Și am spus, de unde știi tu că aici e ca la un restaurant? Pentru că am văzut la televizor. Treptat însă micuții au cunoscut o altă realitate. Părinții copiilor au primit și ei cu bucurie propunerea preotului de a-i lăsa pe cei mici la centru, conștienți fiind că situația grea de acasă nu le permitea să le ofere copiilor ceea ce primesc la acest centru. O parte din ei au fost foarte receptivi. Eu când le-am spus că m-am angajat în această activitate de a le susține copiii, ei au venit și au zis că noi nu vă putem susține cu nimic, doar cu activitățile gospodărești. Sau putem lucra în gospodărie, putem îngriji de curtea centrului. Încă de la început, părintele Manuel s-a atașat foarte mult de micuți, fericirea de pe chipul copiilor fiind singura lui motivație pentru a continua. În momentul când privești un copil nou și spui că l-ajuți până la jumătatea drumului, el cum te va privi? Pentru că este dezorientat. Tu trebuie să-l ajuți până la capăt. Dacă nu-l ajuți până la capăt, l-ai ajutat degeaba. Nevoile celor 26 de suflete nu pot fi însă acoperite de o singură persoană. E nevoie de noi toți pentru a le oferi viața pe care o merită. Vă așteptăm până în data de 21 decembrie la sediul nostru din strada Mihai Eminescu, numărul 7, cu daruri pentru cei 26 de copii din Urlați. Nu rămâneți indiferenți! E rândul vostru să fiți Moș Crăciun!